Vara pe val. Nu eram foarte pregătită pentru aquapark, eu știind că nu mă dau în... Cred că a fost cel mai greu material pe care l-am filmat vara asta, până acum, cel puțin. Eu, nefiind o fire foarte sportivă, ceea ce probabil că se vede, am fost surprins neplăcut de ideile Danei, care se pare că devin din ce în ce mai răutăcioase. Nu mă gândesc de două ori înainte de a-i lansa provocări, nu. Voi fi mai nebună de acum înainte. Florin, o să vezi ce te așteaptă. Mă dau în ce vrei tu, numai știi ce te rog, e un pic frică, dar știi ce te rog, măcar să câștigăm voturi, dacă tot mă dau un... Exact, din ciumbuș lucrurile astea. Hai. Magica Dana la Aqua Magic. Și Florin care se va da în aceste diribombe și o să se ude până la... Până la ce? Până la ora 3 maxim, până la ora 3, Dana. Hai. Mi se mai spune isterica. Și atunci, ca să nu trec printr-o criză din asta de isterie, a preferat să se sacrifice. De fiecare dată când merg în concediu undeva, prietenii cu care sunt, soția, frații, toți vor să se dea în toate nebuniile, toate tiribombele, cele mai dure și mai grele. Eu tot timpul găsesc scuza asta că stau eu cu bagajele lor să se ducă, mă sacrific. Zine cum te cheamă. Roxana. Roxana, fii atentă. Florin? Este un fricos, ca să zic așa, spre deosebire de mine, care sunt o curajoasă. Și l-am provocat pentru niște voturi pe pagina asta de Facebook să se dea în toate chestiile astea. Așa că, zi-mi în primul rând dacă ai Facebook, da. Câți prieteni ai aici cu tine? Trei. Și puteți să sunați, promitem că sun la prietenii tăi să intre pe pagina asta de Facebook Vara pe Val TVR și dai un vot la TVR1? Sim. Pentru că pentru asta luptă Florin, fă cu mâna. Florine, deja avem trei voturi și o să și sunăm la alți prieteni. Uite, patru voturi. Cine votează? Să ducem mâna sus. Mă spun după aia, votăm? Fii atent, Facebook Vara pe Val TVR, votez TVR1. Okay. Aveți Facebook? Fica mea are. Fica are Facebook? Da. Ne votează și fica. Și fica are mulți prieteni? Da. Cum ne facem noi, adică care-i semnul? Cum știu că tu cobori să te salvezi? O să vezi pe Facebook când o să explodeze voturile, sunt de la mine toate. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am aflat că acest coleg din stânga mea, căruia îi se mai spune și Mihai de la Haikyuu, dar de fapt este Florinica, Fără frică, vrea să se dea în aceste, așa, am făcut un curs de salvare de la NEC, sper să n-ai nevoie, nu știi că am avut și în emisiune. Da, sper să n-am nevoie. Așa, cu respirație... Bușa-buș, da. Cu apăsare, așa. Dar nu, că n-am nimic, stai, că deocamdată-ți vine. Hai că mă duc și te sun eu. Am emoții, mă, Florin, nu poți să te las să pleci. Păi tu ai emoții, vezi la mine ce emoții. Ce te iară emoții, auzi? Hai, du-te, nu poți să te las să pleci. Votez TVR1? Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu și colegul meu de la Haikyuu avem o emisiune. Da, să dau. Și votați TVR1 pentru că în fiecare dimineață avem matinal aici. Facem o poză cu Luca? Facem o poză și cu Luca, dar votați. Votăm. Promiteți, eu merg pe cuvânt, să știți. Dana! Scrie interzis accesul pe tobogan. Gata, am scăpat, nu mai trebuie să mă dau. Hai că lasă și tu pe mici. Uite, pot să mă dau și cu copiii mici. Cine se dă cu mine? Te dai cu mine? Da. Gata, facem tandem? Da. Dar cu dans, cu astea, cu sincron, pe timp. Deci pe altă față așa. Ne dăm drumul, la timpul 2 țipăm. Da, 2 secunde. După care facem YMC. Ei, gata, și fac bine. Ia stai și ăla cu picioarele. Asta ce e? Break a leg, nu? Break a leg, exact. Ah, ce emoțional. Ah, sunt un nebun! Da! Sunt un nebun!
Cum adică palmele pe genunchi? Exact. E așa, așa complicat? Așa. Eu cred că e simplu. Băi, pe locuri. Fiți gata? Da. Într-o provocare mai veche, spuneam că am nisipofobie. Astăzi am descoperit că am și toboganofobie. Cum a fost? Sunt un nebun! Ești un nebun! Fii atent! A fost cel mai greu din viața mea! Stai! Unde te duci? Lupa! Unde? În Fâlnia Mare! În Fâlnia Mare! Să dă Florin cu voi în Fâlnia Mare! Nu știu! Mai e ceva și mai mare de atâta? Nu! E cea mai tare? Da! Te ești vrei? Haide, frate, stai, 20. Că, haide, frate, hai. Are 3,20. 3,20. 2,20 de ce? De ce? De Mamă. Deci nu grade. Este un înnotător de săvârșit. Păi neapărat să ne votați pe Facebook la Bara pe Val, da? Adică când ajungem jos cu bine, dacă ajungem cu bine. Dar de ce tremuri așa? Mi-e frică. Are emoții, e frică. Hai, și 1, 2, 3. Ce bun a fost. Cică o să mori. Atât de ce vii cu noi? Te dai și tu? Nu. Doamne, da, uite, ai tot ce trebuie pe tine. Am, dar nu, da. Saltați-ca din cap. Pe bune? Da. Te-ai mai dat în asta? Da, de 10 ori. De 10 ori numai astăzi, da? Da. O să te doară la tâlpie, rău. Nu știu voi de ce vă dați dacă vă doare. Ne am amuzat. Având în vedere că în coadă, la coadă, sunt și fete, cât de greu poate fi. Cât de greu? Eu cred că tu nu ai curaj să faci asta. Păi, acum că zici, cred că nu mai am curaj. Am voie să fug, nu mai am pe unde să fug. Dar cât ți-au dat cu capul? Nu mai dau cu capul, nu te lovești așa tare, dar poți să lovești. Deci, vezi că am copil de crescut. Stai liniște, nu am emisiune de prezentat. Okay. Am concerte de ținut. Mă așteaptă Găieștiu. Hai Găieștiu, hai Găieștiu. Succes. E și rece apa. Ce frică e săracul. Florine nu face asta. Greu a fost să, știi, așteptarea aia de la coadă, stai jumătate de oră la coadă, gândindu-te ce o să urmeze, că dacă te duce direct, poate ar fi mai simplu. Nu, frate, stai și te uiți și auzi țipetele îngrozite ale copiilor și te gândești că acolo vei fi și tu. Mi-a fost foarte frică pentru el, pentru că mi-am imaginat cam care poate să fie senzația de... Nu, mi-a fost foarte frică pentru el în prima fază. Am văzut că n-a pățit nimic și m-a relaxat. Eu nu înțeleg de ce mă pui să fac lucruri așa complicate și periculoase când mi se pare că te-ai distrat foarte bine. Când aș putea să iau voturile mai simplu, mă duc la om. Ia să văd. Oriunde dacă vrei, uite, mă duc. Aici. Bună ziua. Noi suntem de la trupa Haikyuu, de la TVR1 și adunăm voturi și like-uri pe Facebook. Și vreau să-i demonstrez Danei că eu pot să iau voturile imediat doar dacă le cer. Vă rog, dați și mie un vot pe Vara pe Val. Bun, dar ce faci pentru un vot? Asta e cam politică, știi? Ce faci pentru un vot? Eu dau votul, dar... Păi nu știu, hai, acum ziceți dumneavoastră. Să vedem dacă poți să treci aici. Dar dumneavoastră ați putut? A, nu puteți, zice dumneavoastră. N-am încercat. Hai, gata? Hello! Gata! Gata! Stii-sa! Stii-sa! Bă, pentru că aia m-a zis ele ta! Măcar jumătate de like să-mi dea pentru treaba asta, că am ajuns până la jumătate. Cum a fost? Măcar jumătate de like să primești și eu pentru treaba asta. Nu? Vă rog să-i admirați curajul înainte de toate. Pentru curaj.
Măcar pentru curaj. Bă, dar ești foarte tare, te-ai luptat cu unul de două ori mai slab ca tine. Nu, s-a luptat cu kilogramele. A fost bine? A fost foarte bine. Nu-mi place deloc în nebunile astea, nu-mi place deloc să mă dau în astea, să știi. Deci te-ai sacrificat pentru TVR1. Nu, împreună am sacrificat. Eu m-am sacrificat și m-am uitat la tine, am stat. Nu, asta n-a fost sacrificiu. Tu te-ai udat, eu m-am uscat. Nu, nu, sacrificiul adevărat este acum. Bă, deci nu cred că ai făcut asta. Da, s-a răzbunat, mi-a tras o găleată de apă în cap. Era foarte rece și mi-a intrat până la chiloți. Vara pe val,